Dragi părinți, iată, acesta a fost un moment, un crâmpei din dragostea copiilor dumneavoastră, care s-a întrupat în această seară, din osteneala și dragostea cadrelor didactice care, iată, au făcut posibil acest moment. Nu vreau să fiu patetic sau melodramatic, pentru că nu se cuvine, eu sunt directorul, trebuie să fiu dur. Trebuie să spun doar atât că mi-au spus că o să fie o surpriză și a fost o surpriză. Într-adevăr, textele, multe dintre ele surprize, dacă la clasa a șaptea sărut femeie gura ta, ce va fi în clasa, la clasa 12-a. Dacă Dumnezeu este bărbat, atunci vreau să dau în judecată femeia, că noi bărbații nu avem maternitate. Și ce să mai spun, atâtea texte care cu adevărat m-au surprins. A fost o surpriză, data trecută a fost, am citit textele, data aceasta n-am reușit să le cenzurez pe toate, așa că cu adevărat a fost o surpriză. Ce vreau să spun e următorul lucru. Copiii aceștia se manifestă foarte liber. Copiii aceștia sunt foarte creativi, sunt extrem de uimiți de taina lumii. Și ce mi-a atras atenția cel mai mult, și este prima dată când observ lucrul acesta, este că toate cadrele didactice, profesori, învățători, educatori, doamna profesoară de muzică, trebuie să pun o plecăciune. De data aceasta am binat lumea aceasta mistică a rugăciunii cu lumea copiilor, cu lumea ludică, să spunem așa. Dar ce am observat cel mai mult este că profesorii aceștia sunt îndrăgostiți de copii. Am fost extrem de topit de această dragoste pe care am simțit-o, am simțit că s-a revărsat asupra copiilor și asupra noastră a tuturor. Ce pot să spun decât că sunt cu totul și cu totul copleșit. De ani de zile merg în locuri, mă întâlnesc cu oameni, dar niciodată nu am fost atât de emoționat. Dacă nu m-ar auzi nimeni, aș zice și să mă asculte doar cineva așa, ca un secret, că de la început până la sfârșit am avut lacrimi în inimă și pe chip. Au fost absolut minunați, dincolo de lucrurile acestea pe care noi le considerăm câteodată superlative, să spunem așa. Au fost absolut minunați. Vă mulțumesc, doamnelor profesoare, 99% din cadrele didactice sunt doamne, sunt femeie. Vă mulțumesc copiilor, ați fost minunați și, nu în ultimul rând, părinților, vă rog să vă aplaudați copiii. Bravo, copii! Mulțumesc!